Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Dragi colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează S-a dat startul pentru încă două programe guvernamentale. Dragi colegi, în ciuda criticilor constante și de ce să nu o constatăm și să o reafirmăm gratuite și chiar aberante, cabinetul Dăncilă face dovada clară că este angajat întru totul în serviciul românilor și vine în sprijinul tuturor nevoilor acestora. Executivul a semnat documentele de garantare și de plată destinate derulării a două noi programe guvernamentale, Investește în tine și Sprijin pentru industria cinematografică. Cele două programe guvernamentale sunt implementate și monitorizate de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Lansarea programului Investește în tine și semnarea documentelor necesare derulării lui reprezintă încă o nouă perspectivă deschisă tinerilor și persoanelor de vârstă activă. Acestea își vor asigura finanțarea pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale sau pentru accesul la diferite servicii de sănătate și activități sportive. Țin să anunț și să subliniez pentru buna informare a celor interesați de atragerea acestor fonduri că începutul acestei săptămâni se dovedește unul de bun augur pentru tinerii între 16 și 26 de ani, pentru că pot contracta credite de până la 40.000 de lei, iar pentru persoanele între 26 și 55 de ani pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă cel care apelează la acest instrument de creditare este angajat, poate beneficia de încă 20.000 de lei. Dobânda acestor credite va fi suportată de la bugetul de stat. Pe lângă aceste oportunități, fără prea multe precedente în istoria post-decembristă a finanțării producțiilor cinematografice, prin programul guvernamental Sprijin pentru industria cinematografică, producătorii de film pot aplica pentru obținerea unor finanțări garantate de stat pentru producții cinematografice românești și străine, realizate pe teritoriul României. Bugetul alocat dezvoltării acestei ramuri culturale este unul deloc de neglijat, respectiv 50 de milioane de euro. Această sumă se va acorda anual prin acest program guvernamental, gândit după un model care s-a dovedit de succes pentru industria cinematografică americană. Această decizie a executivului nu se vrea doar cea mai atractivă schemă de ajutor de stat din Europa pentru cinematografie, ci va contribui și la promovarea României ca destinație turistică, dar și a valorilor istoriei și tradițiilor românești pe plan internațional. Dragi colegi, trebuie să admitem că implementarea acestor programe va avea beneficii atât pe plan intern cât și extern pentru țara noastră. Efectele benefice economice și sociale vor fi certificate prin crearea de noi locuri de muncă, majoritatea mult mai bine remunerate, dar și prin atragerea de proiecte de investiții cu valoare adăugată mare. Cât privește planul internațional, potențialul ridicat al acestor două programe guvernamentale vor consolida România drept acea destinație atractivă pentru mediul de afaceri. Deputat Ștefan Mușoiu.